Bună ziua din nou, acum facem rețeta, crema la rețeta, crema la prăjitura mimoza. Pentru asta avem nevoie de 500 de grame, 500 de mililitri de lapte. Am pus la fiert o parte și o parte las ca să amestec aici cu ouăle. Deci, 500 de mililitri de lapte, 3 gălbenușe de ou, 200 de grame de zahăr și 50 de grame de amidon și esență de vanilie. Eu pun de vanilie. Completăm cu laptele ce avem și punem, mergem la lapte și o punem peste. Haideți că vă duc la lapte. Facem ca un fel de budincă. Și o punem la răcit. Și când este rece, o frecăm cu 250 de grame de unt. Deci 250 sau 300, dar 250 va ajunge. Este suficient. 250 de... Este o rețetă super bună. Mie îmi plac cremele cu amidon. Pot să vă spun. Mie nu-mi plac cremele cu făină. Asta e ca un fel de, dacă știți, crema pasticera, care o folosim la ecleruri. Foc încet, că flacăra mare și atunci moarde. Așa arată crema, deci consistența cremei, așa arată. Oprim focul și o golim și o punem cu folie. Am golit-o într-un castron și facem exact ca la o budincă, nu se uște deasupra, punem folie peste și lăsăm la răcit. Uitați, așa arată. Așa arată crema. Revenim cu celelalte. Haideți, prieteni, acum să facem crema la prăjitura mimoza. Am pus 200 de grame de un pachet de unt și l-am mixat bine și acum băgăm din cremă câte un pic.
doresc să ridic ca să curăț marginile. Am rămas cremă pentru pe margine. Este o cremă super, super bună. Are așa miros de vanilie, că am pus esență de vanilie. Haideți să vă aduc la masă. Astăzi v-am plimbat. Păi am vrut să vedeți cam tot ce fac. Așa, am pus o foaie, foile atâta de, sunt de fragede. Crema o împărțim în două, exact ca la albinuța, că tot patru foi avem. Acum punem altă foaie peste. Și aici punem, eu am gem de căpșuni. Acum puneți dumneavoastră de care doriți. Foarte fragede sunt foile. Da? Acum punem cea de-a treia foaie. Așa. Și punem restul de cremă. Știți câte palete am? Dar nici una nu mi s-o legat de mână. Ca să pot să curăț. Am apucat cu lingura și așa am mers mai departe. Thank you.
Sper că vedeți ce fac. Chiar și uit, mai să mai mui la telefon. Dacă mai merge. Așa. Și acum punem ultima foaie. Și deasupra punem la fel zahăr pudră. Uitați așa arată. Și este gata și prăjitura mimoza. Când o tăiem, varăm secțiune. Mulțumesc!